Așadar, continuăm cu lecția clasa a 12-a. Andrei, ne rămăseseră în ecuația aceea logaritm, baza m minus 1 spre m plus 1, da, din x pătrat plus 3, mai mare sau egal cu 1. Mai mare egal decât 1. Știi, iar seara am avut necaz că între da. Timp o, între o bateria, nu știu da, ce. Da. Eu zic să o luăm de la un capăt, asta să o discutăm. Da. Mi se pare foarte interesant. Sigur. A, așa. Fiind vorba de un logaritm, punem condiții de existență, adică vorbește-mi, te rog, condumă. M pătrat. Nu, M minus 1. M minus 1 spre M plus 1 să fie diferit de 1. Mai mare ca 0. Și mai mare decât 0. Plus 1 să fie diferit de 1, nu? Da. Baza mai mare ca 0 diferit de 1 și X la a doua plus. Mai mare plus 3, strict mai mare ca 0. Aceste sunt condiții de existență a oricărui loc. Când vezi un logaritm, cu asta trebuie să începi. Mm-hmm. Nu discuți. Asta se întâmplă, parcă am spus de dacă și mai dacă M aparține de la minus infinit la minus 1, descris, reunit cu 1 plus infinit, da, așa am da, văzut noi. Da. Asta e îndeplinită tot timpul, da, că dacă ar fi egal cu 1, se poate minus 1 egal da, cu 1. Deci adevărat. Și X la 2 plus 3, adevărat, așa. Era vorba să se găsească M, M egal cu cine? Da, că... Așa încât să aibă loc oricare ar fi X real. Exact. Da? Oricare ar fi X real. Deci, așa încât să aibă loc chestia asta, indiferent ce X real punem. Asta era problema. Aici, după ce am făcut chestia asta, am tradus-o în loc de 1, am scris ce? Logaritm bază. Deci, echivalent. Asta de aici, echivalentă cu logaritmul în baza M minus 1 spre M minus 1 supra M plus 1 din X pătrat plus 3 plus 3 mai mare egal decât logaritmul în baza M minus 1 spre M plus 1 din M minus 1 spre M plus 1 M minus 1 supra M plus 1. Ei, și aici am intervenit, nu? Da. Sunt două situații, bază supraunitară și subunitară. Asta dacă desprindem cazul întâi. M minus 1 spre M plus 1 mai mare decât 1, nu? Da, dacă e mai mare, se păstrează sensul inegalității. Da. Echivalent cu X la a doua plus 3 mai mare egal decât M minus 1 supra M plus 1. Și dacă, iată, în cazul 2, M minus 1 supra M plus 1 dacă e cuprins între 0 și 1, mai mare ca 0 este rezolvat, atunci se întâmplă ca, în esensul, să fie X pătrat plus 3 mai mic sau egal decât, mai mic egal decât M minus 1 supra M plus 1. În momentul de față, suntem în analiza cazul întâi, ce însemna M minus 1 supra M plus 1 mai mare ca 1, mi se pare era M aparține la minus infinit la minus 1. Da. Ia, să o facem, să nu greșim. Deci, da, M, așa e. M minus 1 supra M plus 1 mai mare decât 1, echivalent, va spune că M minus 1 minus M minus 1 supra M plus 1 mai mare ca 0, ceea ce ar însemna că minus 2 mai mare supra M plus 1 să fie mai mare ca 0, adică M plus 1 mai mic decât 0. M plus 1 mai mic ca 0, adică M mai mic ca minus 1. Da? Adică, în cazul întâi, asta ar fi echivalent cu M aparține de la minus infinit la minus 1. Da? De la minus infinit la minus 1. Și în cazul 2, cred că ar fi tocmai complementar. Da. Pentru asta ar fi echivalent cu M aparține de la 1 la plus infinit. Așa că, pentru cazul întâi se începe rezolvarea. Pentru cazul întâi, M aparține de la minus infinit la minus 1 și 1, adică așa asta, este echivalentă, deci 1 este echivalentă
cu x pătrat plus 3 minus mai mare egal sau minus da. Minus m minus, minus 1 supra m plus 1 să fie mai mare egal ca 0. Ceea ce ar însemna echivalent cu, dacă aduc la același metod și organizez, m plus 1 e mai mare ca 0, nu? Adică aduc la același metod și vine cât x pătrat pe lângă m plus 1 plus 3 pe lângă m plus 1 minus m plus 1 totul supra m plus 1 mai mare egal ca mai mare egal ca 0, da? Echivalent cu asta este mai mică decât 0. Da. Uite că avem aici m plus 1 mai mic ca 0. Ce sus tot trebuie să fie mai mic, da? Deci da. Echivalent, va spune că x pătrat pe lângă m plus 1 plus 3m minus m din minus 2m. Așa este? Plus 3 plus 1 da. Nu? Da. Plus 4 vine, parcă. Da. Mai plus 4 să fie mai mic ca 0. Oricare ar fi x real. Și aici am rămas noi aseară cu discuția. Pentru treaba asta trebuie să ne-am zis să, delta, să punem la punct partea, suportul teoretic. Da. Și anume notează poziționarea rădăcinilor. Față de numerele, două numere, alfa și beta, față de un interval alfa-beta, față de un interval alfa. Condiții care îi punem pentru rădăcini în vederea poziționării față de un interval alfa-beta. Concret. Suma lor să fie... Nu? Sau... Așa ceva, dar eu nu mai amintesc exact și acum vreau să le deduc. Să le deduc eu ca să mi le amintesc. Și odată pentru, făcând-o pentru mine, o fac și pentru tine și pentru toți prietenii mei. Noștri, da? Pentru ecuația ax pătrat plus bx plus c egal cu 0, deseori întâlnim exerciții în care spune așa, în care intervine un parametru pe acolo, în sfârșit, să se determine m așa încât x1 mai mic decât x2 mai mic decât 1 mai mic decât 3. Deci e vorba de intervalul 1-3. Și am situații când amândouă sunt în stânga lui 1, o situație când o rădăcină între 1 și 3, amândouă în dreapta, amândouă între ele, și aș vrea să pun condițiile acestea care trebuiau făcute. Putem să ne legăm de relațiile lui Fields, de... Cred că așa o să facem, dar hai să facem așa. Hai să facem semnul. Să notăm cu f de x expresia funcției de aceste gradul 2. Și atunci, când facem tabelul de variația semnului, dacă a mai mare ca 0, știi bine, și delta e mai mare ca 0, vorbim de rădăcini, că poziționarea rădăcinilor, delta mai mare ca 0, atunci x1 și x2 le-am făcut aici, 0 și 0, între deci punem minus, că au e pozitiv, da? Da. În afară plus. Așa. Și iată-ne în situația în care amândouă sunt mai mici decât 1, adică în stânga le vreau acum, da? 1 respectiv 3. 1 față, încă mai mic decât 3, e normal. Și când cer ca x1 și x2 să fie mai mici ca 1, înseamnă că
F de 1 ce este? Ce fel de număr este? F de 1 este un număr pozitiv. Da. Adică alfa, rădăcina alfa, poate să fie fie nu alfa, numărul alfa, în general. Da. Am spus 1, 3, dar eu vreau să generalizez alfa, beta. Da. Alfa, beta. Deci, aș fi în cazul în care alfa este situat în dreapta. Dincolo de rădăcină. Da. Și atunci trebuie să spun A ori F de alfa. Să fie pozitiv. Deci A ori F de alfa mai mare ca 0. Dar tot atât de bine poate fi alfa și în stânga. Da. Rădăcină. Tot mai mare ca 0. Tot mai mare ca 0. Da. Doar dacă intră rădăcină. Atunci îi spun lui alfa, alfa ca să fie, dacă vreau să fie în stânga, spui, fii mai mic decât minus b pe 2a. Că minus b pe 2a este x-ul vârfului. Da. Deci dacă îl vreau să fie în stânga, spun mai mic, dacă îl vreau să fie în dreapta, spun mai mare decât minus b pe 2a. Fiindcă el avea două grade de libertate, fie în stânga, fie în dreapta, acum spun, șefule, alfa, fii mai mic sau fii mai mare. În cazul nostru, pot spune, alfa mai mare decât minus b supra 2a. Alfa mai mare decât minus b supra 2a. Deci, asta când au e pozitiv. Da. Dar tu mă întrebi acum foarte clar și îți spui, domnule, dar dacă au este negativ, ce se întâmplă? Și eu zic așa, dacă au e negativ, dacă au nimeni ca 0, și delta tot mai mare. Atunci rădăcină să fie x1, x2, 0 și 0, între ce îmi punem plus, în afară minus, f de alfa, ce fel de număr este acum? Negativ, că dacă vreau pe alfa aici, da. F de alfa este mai mic ca 0 și produsul a f de alfa este mai mare ca 0. Produsul a două numere negativ e un număr pozitiv. Deci poți să spui acum cu toată convingerea, condiția, A, F de alfa, condiția, A, F de alfa, mai mare ca 0, îl plasează pe alfa în exteriorul rădăcinilor. Da. Da? Da? Plasează pe alfa în exteriorul rădăcinilor. Asta chiar că e interesant. Foarte tare este, da? Condiția A, F de alfa, mai rugat, plasează pe alfa în exterior. Și dacă îl vrei în stânga, da, e la fel. Fii mai mic decât minus B pe 2A. Îi mai adăugăm. Da. Deci pentru, pentru alfa mai mic ca X1, mai mic ca X2, deci alfa plasat în stânga, condițiile sunt. Sunt. Două puncte. A, F de alfa mai mare ca 0 și alfa mai mic decât minus B pe 2A. Pentru situația X1 mai mic ca X2 mai mic decât alfa, adică alfa în dreapta rădăcinilor, e mai mare decât. Condiția, condițiile sunt A f de alfa mai mare ca 0 și alfa mai mare decât minus b pe 2a. Așadar, cred că aici am prins miezul problemei. Deci A f de alfa mai mare ca 0 are două grade de libertate, fie în stânga, fie în dreapta rădăcinilor. De-aia îți vorbesc de poziționarea unui număr față de rădăcină. Sau ideea, rădăcinul față de număr. Dar acum vedem numărul față de rădăcină, că e aceeași poveste. Ei bine, dacă asta se plasează alfa în exteriorul rădăcinilor, complementarea a de alfa mai mic ca 0 va plasa pe alfa în interior. Deci condiția a f de alfa mai mic ca 0 plasează conduce la situația următoare. La ce situație?
X1 mai mică alfa mai mică X2. Adică alfa este în rădăcină. Foarte tare. Și acum, pentru ordinea. Pentru ordinea. 1 mai mic decât X1, mai mic decât 2, mai mic decât X2, mai mic decât 3. Pentru a avea această ordine, punem condițiile. Delta mai mare ca 0, că vorbesc de rădăcini. Reale. Da? Rădăcini reale, că se pot pune pe axă. Pe 1 îl văd în exterior rădăcinilor, adică zic, A e de alfa, A e de 1, A e de 1, mai mare ca 0, la care adaug alfa 1, 1 în cazul meu, da, este, da, da. 1 mai mic, mai mic ca minus pe supra 2 ani. Și am terminat-o cu 1. Da. Mă duc la 2. 2 este între rădăcini. Da. Adică A de 2. Mai mic decât 0. A de 2 mai mic decât 0. Nu mai e între rădăcini, da, și îl plasează, da, da, sigur acolo. Și pentru 3? Aceeași condiție. Că la A de 3 mai mare ca 0, la care merg și spun că 3 mai mare decât 3 trebuie să fie mai mare ca minus B pe 2. Da. Aceste condiții asigură ordinea asta. Da. Foarte interesant, nu? Da, asta că nu... Dar și nouă nu știai, da? Da. Mulți prieteni de noștri nu știu și atunci le-am făcut chestia asta și mi-a făcut și mie un binic, mi-am amintit condițiile. Am să spun un lucru. Eu n-am mai făcut matematică, cred că cu adevărat așa, la un nivel, de vreo 20 de ani. Că în ultima perioadă, când am intrat în conflict cu sistemul, cam din 2003, așa, 2004, m-au dat la profesionale. Ca să nu mai pot filma. Că s-au gândit ei așa, băi, dacă... Eu filmam lecțiile astea, deranja cumplit. Și eu zic, băi, dacă duce la profesionale să mulțească două numere acolo, nu mai filmează, că nu are niciun rost. Ei, am filmat și acolo. Așa că vreau să zic că am pierdut antrenamentul la chestiuni de finețe, lucruri frumoase. Așa că aici mi-am amintit odată cu prietenii noștri care au vedea filmul și cu tine aceste condiții care mi-au plăcut foarte tare. Și am să mă întorc la exercițiul acela. Deci vezi tu acolo... Trebuia X pătrat pe... Nu știu dacă are legătură cu povestea aceea, dar eu m-am amintit asta și am făcut-o. Da. Deci cred că se rezolva mai simplu. Acolo noi cred că rezolvăm altceva acolo. Da, da, e alt. Da, altă poveste, dar da, da, am vrut tot cu asta. Și ca să nu rămână o poveste în vânt, hai să facem și un exercițiu concret. Da? Adică să facem o aplicație pentru treaba asta. Deci să dă ecuația, să spunem. M minus 1 x pătrat plus M plus 2M minus 1 X plus M plus 1 egal cu 0. Să se determine M, să se determine M așa încât să existe ordinea următoare. 1 mai mic decât X1, mai mic decât 2, mai mic decât X2 și mai mic decât 3, cum spuneam. Da? Să avem ordinea asta. Dacă și numai dacă, mai înainte am vorbit, delta mai mare ca 0, să fie mai mare ca 0, A F de 1 să fie mai mare ca 0 cu 1 mai mic decât minus B supra 2A. Yeah. Apoi A ori F de 2 mai mare. A ori F de 2 mai mare ca mai mic ca 0. Mai mic ca 0. Îl plasăm pe 2 între decine, ca e 2 mai mic ca 0. Bună seara, poftim, Andreea. Și A ori F de 3 mai mare ca 0. Mai mare ca 0.
Și că 3 mai mare ca minus Pepe Doia, da? Da. Andreea, partea asta care nu ai văzut-o, o să o vezi pe internet. Evident. Da? Deci așa cum văd foarte mulți prieteni de-ai noștri, și tu o să vezi pe internet o chestiune interesantă a făcut, legându-ne de ieșițiul ăla care ne-a rămas așa. Mi-am amintit eu că știam ceva frumos, nu mai știam foarte bine ce știam. Nu mai știam foarte bine ce știam și atunci ne-am amintit cu toții. Ei bine, echivalentul. Dacă să te întorc și pe tine, deci o ecuație de gradul 2, da. A căror coeficient sunt parametrii dependenți de M, să se determine M știind că există între rădăcini ordinea 1 mai mic ca X1, mai mic decât 2, mai mic decât X2 și mai mic decât 3. Da. Deci să se găsească M așa încât rădăcina X1 să fie între 1 și 2 și a doua ar fi între 2 și 3. Altfel spus, în ordinea asta nu merge. Condițiile care se impun sunt delta mai mare ca 0 ca să existe rădăcini, string mai mare ca 0. Și delta, cine ar fi în cazul nostru? Delta ar fi b pătrat minus 4ac, adică ar veni 2m minus 1 la pătrat minus 4 m minus 1 pe lângă m plus 1. M minus 1 pe lângă m plus 1. Și egal mai departe cu 4m pătrat minus 4m plus 1 minus 4m pătrat plus 4, da? M pătrat și vine minus, minus 4m plus 5 vine. Minus 4m plus 5. Da. Și mai mare ca 0 înseamnă m mai mare decât, e mai mic decât 5 pe 4. Mai mic, se schimbă, se schimbă legat chestia. Da. Da? M, deci asta ar fi echivalent, M mai mic ca minus 5 pe, ca 5 pe 4. Fără minus. 5 pe 4, ceea ce am însemnat că M aparține de la minus infinit la 5 pe 4. Că A F de 1 mai mare ca 0 înseamnă A, în cazul nostru A este cât? M minus 1. Ori f de 1, locuim pe x cu 1 și înseamnă m minus 1 plus 2m minus 1 plus m plus 1 să fie cât mai mare ca 0, da? Echivalent, lucrăm m minus 1 pe lângă m și cu 2m 3, 4, M. Minusul rămâne, da? Mai mare ca 0. Echivalent cu 4M pătrat. Da, nu mulțime. 1 și 1 pe 4 sunt rădăcinile. Da. 1 și 1 pe 4. Da. Și parcă vine între rădăcini minus și în afară plus. Da. Și noi vrem cu plus, adică M aparține la minus infinit până la 1 pe 4 și ai unit cu 1 plus infinit. În exterior. Da. Între, cu minus, da? Deci rezultă că M aparține de la minus infinit la 1 pe 4, 1 pe 4 e de aici, reunit cu 1 plus infinit. 1 mai mic ca minus B pe 2A. Deci, să o traducem pe asta. 1 mai mic ca minus B, minus B-ul este 2M minus 1, 2M minus 1, supra 2A, 2 pe lângă M minus 1. Ceea ce ar fi echivalent, ducem totul în stânga, 1 plus 2M minus 1 supra 2M 2 pe lângă e minus 1, 2 e minus 2. Da. Mai mic ca 0. Ce ce are? Da. Va fi 2 e minus 2. Nu. Da, 2 e minus 2. 4 e încă de nou. 4 e deodată. 4 e minus 3. Minus 3, da. 2 pe lângă e minus 1, revin. Da.
mai mic ca 0. Acum când găsim rădăcini, sunt 3 pe 4 și 1. Și vreau să fie minus. Între rădăcini va fi. Da. Adică între 3 pe 4 și 1. Da. Deci între 3 pe 4, eu mă gândesc ca la funcția de gradul 2. Da. Același lucru. Ca și cum ar fi mulțire. Ca și cum ar fi mulțire. Și la împărțire semnul la fel este. Deci eu mă aparține de la 3 pe 4 la 1. Și acum să mergem mai departe cu condiția a f de 2 mai mic ca 0. Au este m minus 1. Ori f de 2. F de 2 înlocuim x cu 2. Adică 4m minus 4. Da? Urmăiți, da? Da. 4m minus 4. Plus 4m. Plus 4m minus 2. Așa. Și plus m plus 1. Mai, cum este? Mai mic. Mai mic ca 0. Echivalent, va spune că m minus 1 pe lângă 8m și 9m. 9m. Minus 6 cu 1, minus 5. Minus 5. Mai mic ca 0. Între 5 pe 9 da. Și 1. 5 pe 9 și 1. Și 1, da? Că vrem să fie mai mic ca 0. Deci eu mă aparține între 5 pe 9 și 1. A făcut AF de 3, acum AF de 3 mai mare ca 0. Se face și asta, și cealaltă, și toate cele 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervale, toate cele 6 trebuie să intersectate. Sunt mulțime intervale găsite ca răspuns, cum ar fi ăsta, cum ar fi ăsta, cum ar fi celălalt. Și intersecția, dacă există, indică mulțimea valorilor M pentru care se întâmplă treaba aceea. Așa. Deci, Andreea, o să revezi filmulețul și atunci o să te descurci. Noi ne amintim că rămăsesem în exercițiul acela. La algebră? La algebră? La analiză. La analiză. Luni și mai vin și bine. Și am întrebare la... N-am înțeles. Hai să... dar n-ai fi vrut să termin pe asta și... n-am făcut exercițiul în logaritmul acela, nu l-am terminat și nu-ți răspund ție, ca să fie finalizat într-un fel. Știi, am ajuns pentru cazul întâi, când m aparține de la minus infinit la minus 1, cazul întâi, m aparține la minus infinit la minus 1, x pătrat până... 1, în ecuația, care o să fim logaritm în baza m minus 1 supra m plus 1 din x pătrat plus 3, plus 3 mai mic egal cu 1. Mai mic egal cu 1, nu? Mai mare. Mai mare egal ca 1. Este echivalentă cu, după calculul făcut, după analiza făcută, în cazul întâi, x pătrat. Am fost x pătrat pe lângă m plus 1. M plus 1. Plus 4. Plus 2 m plus 4. Plus 2m plus 4? Da. Mai mic sau egal ca 0. Plus 2m plus 4. Mai mic egal ca 0. Oricare ar fi m... Oricare ar fi x natural. Oricare ar fi x neapărat. Așa, oricare ar fi x neapărat. Deci... asta era o variantă. Iar dacă probabil... cazul 2. La cazul 2, dacă m aparține probabil de la 1 la plus infinit, la 1 la plus infinit, în ecuația asta logaritm în baza m minus 1 supra m plus 1 din x pătrat plus 3 mai mare că egal ca 1, este echivalentă, se schimba sensul inegalității. Da. Din cauza că e bază suplimentară. Deci ar fi fost aici x pătrat pe lângă m plus 1 plus 2m plus 4 mai mare egal ca 0 oricare ar fi x real. Și acum ar trebui să ne gândim la funcția de gradul 2, deci dată fiind funcția f de x
egal cu AX pătrat plus BX plus C. Și când ne gândim la tabelul de variație a semnului, să vedem când punem peste tot numai plus sau numai minus peste tot. Da, îi spune că X să fie prin R. Păi da, când punem numai plus pe tot intervalul, deci la tabelul de variație a semnului, mă amintiți, când zicem X de la minus infinit la plus infinit, și când facem, când punem semn, mai mic decât zero. Deci când punem plus peste tot, delta trebuie să fie mai mic ca zero, la rădăcini. Și termenul, și A mai mare decât. Corect. Deci, dar așa nu avem rădăcini complexe? Păi sunt rădăcini complexe, tocmai de aceea. Sunt complexe și nu mă interesează, nu le pot trece. A, credeam că are o legătură, că e X din R. Nu, nu, nu. Deci oricare ar fi X să fie tot timpul pozitiv. Da, deci în cazul... Când, pui da. Semn, când faci semnul de la un cap, pui același semn peste tot. Da. Indiferent ce X. Ori, spunem, F de X mai mare egal decât 0, oricare ar fi X real, dacă și numai dacă, sunt îndeplinite condițiile. Delta negativ, să nu avem rădăcini, și să punem semnul lui A. A mai mare ca... 0. Da? Iar pentru f de x mai mic, egal ca 0, să zic, oricare ar fi x real, aici e la delta, delta, mai pune, delta mai mic egal decât 0, de fiind și egal aici, la delta din egal. Nu la a, că dacă au 0, dispare funcția, nu e de gradul 2, de gradul 1. Deci, dacă se spune strict mai mare, delta strict mai mic. Da. Dacă spune delta... Da, așa dacă înseamnă că am o rădăcină, dacă... E dublă acolo, acolo da. E zero. Da, da, da. Unde se atinge. Da. Da? Unde atinge axa. Iar aici voi spune echivalent cu delta tot mai mic egal decât zero, să nu am rădăcini, și am rădăcini, mai mic decât și A mai mic ca zero. Ca să spunem un luat la un capul altul. Și în exercițiul nostru trebuia să se întâmple oricare ar fi X real, asta dacă și numai dacă delta este mai mic egal decât 0 și au pozitiv. Nu, au negativ, pardon, că e mai mic, da? Și M plus 1 mai mic ca 0. Ei, echivalent cu delta îl facem V pătrat minus 4 ACB-ul este 0 și vine minus 4, A, adică M plus 1, ori C, adică 2, ori și scot, adică 8, pe lângă M plus 2, nu? Da. Să fie mai mic egal decât 0. Asta înseamnă M mai mic egal ca minus 1, echivalent cu, înmulțesc cu minus 1 acolo ca să, și sistemul devine M plus 1, pe lângă M plus 2, să fie mai mare egal decât 0. Nu? M plus 1 pe lângă M plus 2, mai mare egal 0. Și cealaltă este M aparține de la minus infinit la minus 1. Cum, de fapt, și studiem. În cazul... Da. A? Studiem de la 1 la plus egal, da? În cazul 1, până nu. Da? E perfect. Și dacă M plus 1 e negativ, e M plus 1 e negativ și ca să facă la mulțire cu plus... Nu, nu. Ca să nu mai gândim așa. Gândim că avem același M plus 1. Deci M plus 1 știu că e negativ. Minus și cu cine să facă pozitiv? Și cu minus. Da. Adică M plus 2, asta ar fi echivalent, M plus 2 să fie mai mare ca 0, mai nu? Mic. Sau mai mic, mai mic, mai mic. Că minus cu minus la mulțire face... Da. Adică M mai mic ca minus 2. Adică M aparține de la minus infinit la minus 2. Și intersecția celor două înseamnă M aparține de la minus infinit la minus 2. Deci asta ar fi răspunsul pentru cazul întâi. Minus infinit minus 2. Dacă intersecția dintre minus infinit minus 1 și minus infinit minus 2 este minus infinit. Și celălalt caz în analiză de acum. Că avem... delta negativ și au pozitiv. Da? Da. Și în final, M va fi reuniunea celor două. Da.
Deci dacă îmi dau minus infinit minus 2, poate îmi dă 2 plus infinit și reuniunea lor minus infinit minus 2 rămâne cu 2 plus infinit, răspuns final. Da, analiza a fost destul de interesantă pentru că capcana a fost acolo cu delta, capcana a fost cu logaritmul acela bază subunitară și supraunitară. Păstrăm sau schimbăm sensul inegalității. Da? Un exercițiu frumos. Să vedem pe Andreea ce propunere avea. Deci la recapturare pentru test am avut, mi s-a dat o funcție și mi s-au dat 3 cerințe. Hai să vedem. Clasa 11, 12, deci toate clasele aici, nu? Da, da. Am spus la 12 pentru că am început cu el și... Da. Așa, asta era de clasa a 10-a, practic, cu logaritmul acela. Da. Prindea și clasa a 9-a și discuția aceea care am făcut-o. Deci, destul de interesante chestiunea mea epuizată. Mie la punctul B mi era neclar, dar putem să, adică le facem tot. Da, pentru că eu trebuie să înțeleg exercițiul. Da, da. S-ar putea să legi una de alta, știu eu. Da, da. Un băiețel și spunea, domnul profesor, vreau să faci niște chestii, mai ușurele, nu așa cum le faci acolo, că-s grele. Vreau de tipul M2, unde nu e așa de pipărat. Vrea varianta lui Cosmin. A, Cosmin nu vrea să vină. Păi, probabil că va veni joie și vineri, mă gândesc. Da. Dacă voi nu mai veniți... Eu vin vineri, am tezul lui. Vin vineri, deci vineri. Da. Știți bun. Că în ultimul timp vin și bine. Deci, da. M definit pe D cu valorul pe R. Așa, da, D de X egal cu X plus 10. X plus? 10. Da. Supra. X pătrat plus 7X plus 6. 7X plus 6. Așa. Punctul A. Determinat D, domeniul, și F deriv- și semnul lui F derivat de X. Și semnul, da? Da. Derivat. Semnul lui e derivat. Așa. Hai să vedem ce e aici. Păi... D-ul l-ai putut stabili? A, păi da, D-ul așa? Nu, asta la A e ușor. D-ul cât este? Hai. F e definită pe... F definită pe... Băi, dacă F derivat de X este mai mare ca 0... Nu, 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 nu. Iar minus niște puncte, dacă... Da. Care numitorul e 0. Rădăcină. Rădăcină lui X pătrat plus 7X plus 6. Fracția, când există? Domeniul definiție. A funcției. Deci nu timp puteam apuca de lucru la Andreea, până că nu știm domeniul definiție. La funcția asta. Căci că aflați-l pe D. Cine e D-ul? Acum ar facem. X pătrat plus 7X plus 6 egal 0. Noi mergem cu negația. Deci x pătrat plus 7x plus 6 egal cu 0. Delta e egal aici cu 49 minus 24 și face 25. Atunci x1, 2 egal cu... Minus 7 plus minus 5 pe 2. Și x1 va fi egal cu... Minus 6. Minus 6 și x2 egal cu... Minus 1. Minus 1, da? Da. Atunci înseamnă că F e definită pe, iată-ne, suntem F în stare, mai puțin minus mulțimea formată de elementele minus 6 și minus 1, și minus 1 cu valori în R. Deci F e definită pe R, în afară de minus 6, minus 1, cu valori în R. După ce am văzut domeniul definiției, facem derivata. Asta era semnul lui F derivat de X, adică. Da. F derivat de x egal cu prima derivată e 1, deci rămâne x pătrat plus 7x minus x plus 10 ori 2x plus 7 2x plus 7 totul supranumitorul x pătrat plus 7x plus 6
7 x plus 6 totul la pătrat. Și egal cu... Egal cu x pătrat plus 7 x plus 6 minus... 3 x... Nu, 2 x pătrat. Minus 2 x pătrat. Minus 7 x. Minus 7 x minus 20 x. Da. Minus 70. Supra x pătrat plus 7 x plus 6 la pătrat. Și egal cu... minus x pătrat. Da, minus x pătrat. Minus 20x. Minus 20x. Minus 27. Da, 7 și 7 se reduc, nu? 7 se reduc. Da, minus 20x. Minus 76. Minus 7, nu 76, că e plus 6 aici. 64. Da, dar e plus 6. Minus 64, da? Da. Totul supra x pătrat plus 7x plus 6 la pătrat. Și numitorul e tot timpul pozitiv, numărătorul dictează semnul derivate, da? De ce e egal în plus 0? Nu. Îl luăm de parte. Păi da, o luăm de parte și o mulțim cu minus 1. Ei, sigur că da. Da? Deci semnul lui minus x pătrat, minus 20x, minus 64. Ăla e semnul. Așa, și este aia. Dar noi mulțim cu minus ca să rezolvăm ecuația și vine x pătrat. Plus 64 egal cu 0. Luăm pe jumătate, delta prim egal cu jumătatea lui B, 10, la pătrat, minus AC, minus 64, 100, minus 64, 36, atunci x1, 2, este egal cu pe jumătatea lui B, minus 10, plus sau minus 6, supra A, nu 2A, da. Supra 1. Și vine minus 10 plus 6, minus 4, minus 4 și minus 16, da? Minus 16. Tabelul de variație a semnului, x de la minus infinit la plus infinit, e vorba de minus x pătrat. Atenție! Da. Ei stabile semnul, nu aștept după ce am mulțit. Minus x pătrat, minus 20x, minus 64. Trecem rădăcinile, x1 și x2, care sunt respectiv minus 16, minus 4, 0 și 0. Întrecim semnul contrar, deci plus, și în afară minus. Dacă nu țineți minte, dați o valoare dintre rădăcinile acestea, sau dați pe 0 care e plasat aici, vă dă negativ și până la termina semnului. Deci putem să luăm și monotonia. Și acum știm monotonia. Știm semnul derivativ. Pe zona asta, funcția e descrescătoare. Da. Pe aici, crescătoare și iar descrescătoare. Aici e un punct de minim. Asta va fi un punct de minim, dacă va fi vorba de analiză. Și aici un punct de maxim. Crește și descrește. Deci am făcut, am găsit domeniul și semnul derivat. Da. Aici este, nu? Semnul derivat. E derivat. Semnul sau îl vedem. B mic. Am fost B mic. Derivat funcția f de 1001 ori în punctul 1. F derivat de 1001 ori în punctul 1. Da. Și, da, ce am făcut noi? Pentru a calcula, spunem că se calculează f derivat de n ori și se descompune numitorul și se face a cu a supra x plus 1 plus b supra și află a și b și după să locuiești, practic, nu știu, n-am înțeles. Bun. Adică nu-i bine că ne-ai înțeles. Nu-i bine că ne-ai înțeles. Adică, ce trebuie să facem aici? Deci ar trebui să găsim f derivat de n ori. Da? F derivat de n ori. Și atunci, știind formula derivate de n ori, nu ne rămâne decât să locuim pe n cu 1001. Da? F de x arată așa. F de x arată x plus 10 supra x plus 1 pe lângă x plus 7. X plus 6. Da? X plus 1 pe lângă x plus 6. Și egal mai departe, visăm la descompunerea
De unde a provenit asta? De la două fracții, una cu numitorul x plus 1, plus cea de-a doua cu b, o constantă, habar n-am că să fie, b supra x plus 6. Da, e descompunerea fracții simple la calcul integral. Da? Da, să facem. Și acum am adus la aceeași numitor. Da. Deci egal cu a pe lângă x plus 6 plus b pe lângă x plus 1, totul supra x plus 1 pe lângă x plus 6 și egal mai departe cu ax plus b, adică x pe lângă a plus b deodată, am dat pe x în factor comun, da. Plus 6a plus b, plus 6a plus b, totul supra x plus 1 pe lângă x plus 6. Și cele două fracții sunt egale dacă și numai dacă numărătorii sunt egali, că numitorii sunt. A? Da. Deci trebuie să întâmple a pe lângă, x pe lângă a plus b plus 6a plus b trebuie să fie egal cu x plus 10. Da. Și-s două polinomi de gradul 1 sunt identice cele două, dar coeficienții corespunzători gradurilor sunt egale. Adică după x. După x la întâia se va întâmpla că a plus b trebuie să fie egal obligatoriu cu 1, coeficientul lui x de aici. Și x la 0, termen liber, adică 6a plus b să fie egal cu... cu cât? Cu 10. Un sistem de două ecuații cu două reconstrucții a și b, pe care îl rezolvăm cum vreți, dar cred că cel mai bine înmulțim cu prima cu minus 1 da. Și vine 5a egal cu 9, nu așa? Da. De unde a? Egal cu... A egal cu 9 pe 5. 9 pe 5. Dacă a e 9 pe 5 și trebuie să facă cu b atât, atunci b va fi egal cu cât ori? Ca să fac 1. Minus 4 pe 5. Cred că. E egal cu minus 4 pe 5, ia să vedem dacă le adunăm. Da. A, 9 cu minus 4 face 5, 5 pe 5 face 1. Am găsit pe A și pe B. Iată că în clipa asta, f de x arată așa. Ia să scriu. Cu altă formă de scrie f de x. Deci, f de x arată în varianta acel x plus 10 supra x pătrat plus 7x plus 6 este acum a supra x plus 1 9 pe 5 chiar scoate în față 9 pe 5 ori 1 pe x plus 1 și minus 4 pe 5 pe lângă... Da, e bine? Da, da. 4 pe 5 pe lângă x plus 6, parcă. B-ul, da? B-ul este minus 4 pe 5. Și egal dacă vrem să continuăm mai mult, aș pune chiar pe 1 pe 5, îl scot în factor, 1 pe 5 pe lângă 9 supra x plus 1 minus 4 supra x plus 6. Asta e forma de scriere, nu? A lui f de x. Și acum, f derivat de x, f odată derivat, da? F derivat de x va fi egal cu 1 pe 5 care este în față, pe lângă 9 pe x plus 1 derivat, 9 iese în față și 1 pe x plus 1 derivat face minus 1 supra x plus 1 la pătrat. Da. Ia să vede bine sau nu? Da. Mai vedem o dată. Ar veni cum? Prima derivată 0. Da? Minus x plus 1 minus x plus 1 supra x plus 1 la pătrat. Da. Se simplifică asta cu pătratul. Minus 1 pe x plus
Deci, nu sunt atât, s-o luăm din nou, că se pare că am greșit. Nu, no, e minus 1 spre x plus 1 la pătrat. E minus 1 spre x plus 1 la pătrat, da? Da? Deci minus, înmulțit cu minus 1 supra x plus 1 la pătrat. Așa vine. Da? Minus 1 spre x plus 1 la pătrat. Și minus 4 înmulțit cu minus 1 supra x plus 6 la pătrat. De fapt, iese un minus 1 în factor și egal mai departe cu 1 pe 5, 1 pe 5 înmulțit cu minus 1 înmulțit cu 9 supra x plus 1 la pătrat. Așa este? Da. Și minus 4 supra x plus 6 totul la pătrat. F de două ori derivat de x este egal cu cine ar fi? Egal cu 1 pe 5 1 pe 5 ori minus 1 îl scot în față, mulțit cu derivata aceea. 9 și x plus 1 la pătrat derivat face minus 2 pe lângă x plus 1, că derivăm ca o putere. Da. Hai să o luăm ușor. Dacă... Deci, practic, ar trebui să vedeți cât face 1 supra, 1 supra x plus 1 la pătrat derivat. Face cât? Cât o să facă? Minus 2 pe lângă x plus 1, dar că 1 derivat sau cealaltă, minus x plus 1 la pătrat derivat, 1. Așa, supra x plus 1 la 4. Se duce asta cu așa și face minus 2 supra x plus 1 la 3. Da? Minus 2 supra x plus 1 la 3. Și cealaltă 1 supra x plus 6 totul derivat va face la pătrat era. Da. Da? Va face tot așa minus 2 pe lângă x plus 1 supra x plus 6 supra x plus 6 la 4. Deci n-are importanță. Procentul este 1 aici, da? Și atunci face minus 2 supra x plus 6 tot la 3. Și am putea să găsim o rețetă după. Asta vreau să găsim. Găsim o rețetă după care lucrează treaba asta, da? Adică ce aș vrea eu să pun mâna? Să pot vedea 1 supra x plus a totul derivat de noi, nu? Ca la asta s-a redus toată povestea asta. Da. Deci să notăm f1 de x. Hai să zicem așa. f1 de x egal cu 1 supra x plus a. Și mă interesează f de n ori derivata de x. Da. Cum ar? Asta e povestea, în final. A, va fi... minus 1 spre x plus a la pătrat. Da. F odată derivata. Deci F odată derivat face minus 1 supra x plus a totul la pătrat. Apoi, F de două ori derivat de x va face... minus, dar minusul de care este, face 2. Da. Deci, face 2 acum, da? Și un fel de minus 1 la... la minus 1 la K, la da, da, cât da, derivăm, da? Da. Minus 1 la 1 am făcut minus 1, minus 1 la 2 face plus. Deci va face, hai să spun, minus 1 la a 2-a,
minus 1 la a doua, ori 2, supra x plus 1 la a treia, x plus a, la a treia, da? Acum, f de 3 ori derivat? Va fi minus 1 la a treia ori 3. Minus 1 la a treia ori 2 ori 3. Că și 2 ori rămas de data trecută. A, și vine n factorial. Sigur că da. De asta e n factorial. Da, 2 ori 3 supra plus a la a 4. X plus a totul la a 4. Sesizăm dacă e de 3 ori la a 4, 2 ori 3, 1 ori 2 ori 3, deci factorialul, și minus 1 la exact indicele. Deci f la k, intuim, da. F la k, de derivat de k ori, este egal cu minus 1 la k, minus 1 la k, ori k factorial, da? 3, 3, da. K factorial, supra x plus a, la k plus 1. Dar aici când m-am intuit. Trebuie să demonstrăm prin inducție. Da. Primii pași am făcut și trecem la K la K plus 1. Partea a doua, demonstrația. Deci, dacă am intuit corect, atunci F derivat de ordinul F derivat de ordinul K plus 1. Asta e doar F1. F1, da, F1 derivat de ordinul K plus 1 ar trebui să arate minus 1 la puterea K plus 1 ori K plus 1 factorial supra X plus A la puterea K plus 1. K plus 2. Așa trebuie să, așa trebuie să arate. Dar el cum se obține? Din cel dinainte, derivând, concret. Și atunci, F derivat, F1 derivat de ordinul K plus 1, e de fapt F1 de ordinul K derivat, totul derivat. Ceea ce am însemnat că ce am intuit noi, e minus 1 la K, ori K factorial, supra X plus A, la K plus 1. Da? Totul derivat. Și va însemna, lucrând, va însemna așa, egal mai departe cu. Asta e constantă, este în față, și face minus 1 la K, ori K factorial, ori 1 supra X plus A, la K plus 1, totul derivat. Da? Și mergem mai departe. Și asta va fi egal cu minus 1 la K, ori K factorial, ori minus 1, X plus A la K plus 1 derivat, adică K plus 1, ori X la K plus, la K rămâne X-ul. X plus A, pardon. X plus 1, X plus A, trebuia să zic aici. Nu, nu, K plus 1 e bine. K plus 1. Exponentul, da? Da. Ori X plus A la K. La K. Supranumitorul la de două ori, nu? Da. 2K plus 2. Adică X plus A la puterea K 2K plus 2. Da. Deci 2K plus 2. Și egal mai departe, cu minus 1 la puterea K plus 1. Uite, K plus 1 de aici, da? Că minus 1 ăsta și cu minus 1 de aici, minus 1 la K plus 1. K factorial ori K plus 1 face K plus 1 totul factorial. K plus 1 totul factorial. Supra. Cum se împart? Copiem baza și scădem exponenția. Din 2K plus 2 scădem pe K, vine K plus 2. Deci vine X plus A la puterea K plus 2. Ceea ce trebuia demonstrat. Și am intuit, este corect. Abia acum rezultă că F1 derivat, abia e sănătos acum, da? F1
derivat de n ori, f1 derivat de n ori, în variabila x acela, este egal cu minus 1 la n, ori n factorial, supra x plus a, totul la puterea n plus 1, nu? Acum e riguros de fapt. Și acum să ne facem noi la funcția aceea care am avut, nu? Acum s-a înțeles, nu? Se înțelege. Mă, la proful mai se înțelege. Dar trebuia adus neapărat sub formă de fracție? Neapărat. Așa nu se vede nimic. Da. Deci dacă nu descompui acolo, da, na, mori. Mori acolo. Și cum? Da, adică, da, se vede. Da. Adică, nu, mai... nu, nu mai așa. Descompunem fracții simple că... Păi și vezi? Cum dau seama cum descompune? Păi, știind din experiența care ai tu în matematică la derivate, cel mai bine merge să găsești derivata de ordine a lui 1 supra x plus a, care merge frumos. Deci, și știind pe asta, îți vine în minte să o descompui, că reduci tot, tot ce înseamnă derivată la derivata lui astea, variantele și astea. Da? Deci asta este, asta e motivul. Și acum, cât de frumos va fi, nu-ți povestesc. Nici nu-ți vine să mergem să mai oprim lecția asta. Mâine clar că la 9 te duci la școală, nu? Top la... Ah. E altceva. E altă viață. Cu siguranță. Pentru că, uite, funcția pe care am avut-o de derivat e de x-ul. Era așa. S-o scrie din nou. Deci, f de x era parcă 1 pe 5 pe lângă 9 supra x plus 1 minus 4 supra x plus 6. Așa arăta. Și acum, f derivat de n ori în variabilă de x, egal cu 1 pe 5, nu mă interesează. 1 pe 5 pe lângă. O să aveți în față. Pentru că era minus 1 pe 5. Mai 1. 1 pe 5. Când am descompus acolo, am asta la aceeași metodă. Au, cât ne-a dat au? L-a dat 1 pe 5 și B-ul minus 4. 9 pe 5 a dat au și B-ul minus au 9 pe 5 și B-ul minus 4 pe 5. Știu că era 1 pe 5 ori minus 1 acolo. Hai să facem da, calcul. Era următoarea la derivată. La derivată era? Ah, da. Dar noi vorbim de funcția dată da, inițial, da. Că a trecut la aceeași metodă, da. La asta se vede. Da. Da? Deci 1 pe 5 înmulți cu 9 n-are nicio treabă. Și ca 1 supra x plus a, 1 supra x plus a are minus 1 la n, ori minus 1 la n, ori n factorial, supra x plus 1 la puterea n plus 1. Minus 4 ori minus 1 la n, ori n factorial supra x plus 6 la n plus 1. E cam mai departe. Mai este un factor minus 1 la n și n factorial. Deci vine minus 1 la n ori n factorial supra 5 pe lângă 9 supra x plus 1 9 supra x plus 1 la puterea n plus 1 și minus 4 supra x plus 6 la n plus 1. Și atunci f derivat de f derivat de câte ori ai spus? De 1001 1001 ori în punctul 1 va fi egal cu minus 1 la puterea n, adică n-ul este 1001. Da. Ori 1001 factorial.
Totul pe 5. Pe lângă. 9 supra. 2 la puterea 1002. 2 la puterea 1000. 2. Minus 4 supra 7 la puterea 1002. 7 la puterea 1002. Da. Și egal mai departe cu minus 1 la 1001 face minus 1. Deci face minus, pune în fața linii fracții. N, 1001. 1001 factorial supra 5. Pe lângă 9 supra 2 la 1002. 2 la 1000. 1002 minus 4 supra 7 la 7 la 1002. S-a închis camera? Nu, n-am fost în direct. Numai că te-am înregistrat seara asta. Pentru că a fost o problemă tehnică acolo și n-am știut să o fac. Iată, așa arată derivata această punctură. Eu cred că a meritat ieșitul ăsta din plin. Care a fost chestiunea de finețe? Chestiunea de finețe a fost descompunerea, fiindcă derivata de ordinul n a lui 1 pe x plus o constantă la derivata de ordine n, 1 spre, o știu, este minus 1 la n, n factorial supra x plus a la n plus 1. Și totul s-a redus la chestia asta. Da? Deci încolo totul merge foarte bine. Și ai mai avut un punct ce? Da. Poți să-mi trec și eu după? Nu mai merg timp. După. Poți să-mi trec și eu? Da, sigur că da. 10 și 10. Tu e venit târziu. De cauza ta. Tangenta la grafic în x egal cu... Da, ea e după formulă și am făcut-o. Tangenta la grafic în punctul nu știu care este x, y minus y0 egal cu m, pe lângă, iar m e valoarea derivată în punct. Da. Așa. S-a lăsat și pe el, că nu l-am luat în seamă și nu-i frumos. Te rog. Am un sistem. Cu trei necunoscute. Sistem de algebră. Sistem liniar? Noi, liniar. Aaaa, mai degrabă, hai să mergem acasă. Dacă nu e liniar, e ciudat, avem de lucru. Dar să-l vedem, ne pronunțăm, măcar formăm o idee, ne gândim la ceva. Nu neapărat stăm și îl rezolvăm, pentru că suntem și obosiți. Mai ales...